Bună dimineața, dragilor, și bine v-am găsit la Matinal pe Roți. Vreau să vorbim astăzi despre copiii geniali ai țării noastre. De ce? Pentru că elevii români s-au clasat pe primele două locuri la campionatul mondial de robotică din Statele Unite ale Americii, First Tech Challenge. Echipa AI Citizen a colegiului Alexandru Ioan Cuza din Focșani a câștigat competiția în alianță cu alte două echipe străine, fiind echipa capitan a alianței. Locul al doilea a fost ocupat de elevii ai Colegiului Național Mihai Viteazul din Ploiești, care la rândul lor au reprezentat echipa capitană a alianței pe care au format-o. La campionatul mondial de robotică First Tech Challenge au participat peste 200 dintre cele mai bune echipe de robotică din lume. Avem așadar rezultate excepționale când vine vorba de robotică și poate copiii ăștia ar trebui sprijiniți un pic mai mult. Noi mergem mai departe cu o mașină de epocă unică în România. Există un singur exemplar de automobil Chrysler Imperial și aparține unui bărbat din Botoșani pasionat de mașinile de epocă. Vehiculul fabricat în anul 1963 în Statele Unite este cea mai valoroasă piesă din colecția lui Nicușor Constantin și a fost estimat la 30.000 de euro. Conform proprietarului, vehiculul este printre primele mașini cu cutie de viteză push-button, renunțându-se la tradiționala manetă de la volan. Este o cutie automată cu 3 viteze, funcționează foarte silențios și schimbă foarte bine. Cel puțin asta spune proprietarul mașinii. Mașina de colecție are un motor de 360 de cai putere pe benzină și consumă 25 de litri la 100 de kilometri. De la mașini mergem la un om unic, am putea spune un record istoric. Un polonez în vârstă de 53 de ani a stat scufundat în gheață timp de 4 ore și 2 minute, stabilind astfel un nou record mondial greu de doborât. A depășit recordul precedent pentru cea mai lungă durată a contactului întregului corp cu gheața cu 50 de minute. Lucas Punar a intrat în cutia cu gheață până la gât. A purtat numai un short de baie și o apărătoare care să-i protejeze dinții împotriva clănțănitului. Bărbatul a fost monitorizat în permanență și probabil că ar fi stat și mai mult, dar comisarii pentru siguranță au decis să oprească încercarea după 4 ore și 2 minute. Lucas Punar a fost vicecampion la campionatele poloneze de morse, adică statul încadă cu apă aproape de temperatura înghețului. Mai mult decât atât, bărbatul a urcat pe 4 dintre cele mai înalte vârfuri montane din Polonia, purtând doar pantaloni scurți. Mare iubitor de frig, polonezul spune că provocările extreme îl fac să se simtă în viață. Am ajuns și la calendarul zilei de astăzi, să vedem ce regăsim în istorie pentru ziua de 22 aprilie. În anul 1850 se naște poeta Veronica Micle, cunoscută mai ales pentru relația pe care a avut-o cu Mihai Eminescu, pentru că ne place bârfa din cele mai vechi timpuri. Dacă talentul ei scriitoricesc a fost contestat de-a lungul vremii, ce nu poate fi contestat este impactul pe care l-a avut asupra poeziei lui Eminescu. La 22 aprilie 1866 are loc primul concert simfonic din București la Teatrul Cel Mare. Programul a avut lucrări de Beethoven, Mozart și Haydn. Un an mai târziu, în 1867, se stabilește moneda națională leu, având 100 de diviziuni numite bani. Primele monede emise au fost din bronz, bătute în Anglia și au avut valori nominale de 1 ban, 2 bani, 5 bani și 10 bani. Astăzi se împlinesc 120 de ani de la nașterea în 1904 a fizicianului american Robert Oppenheimer. Cunoscut drept părintele bombei atomice și unul dintre responsabilii dezastrului de la Hiroshima și Nagasaki. În 1970 se sărbătorește pentru prima dată Ziua Pământului. Ziua Pământului a fost fondată de senatorul american Gaylord Nelson cu scopul de a trezi clasa politică din dezinteresul pe care îl arată față de mediu. În 2017, de Ziua Planetei Pământ, NASA a lansat un site unde oamenii pot adopta părți ale planetei. Atât pentru astăzi, eu vă mulțumesc pentru atenție și îi predau legătura colegului meu, Florin.